Inimile pacienților continuă să fie salvate aici, la ei acasă, fără a fi nevoiți să străbată drumuri lungi pentru a ajunge în alte județe. Și asta datorită celei mai noi și moderne investiții realizate de Consiliul Județean Hunedoara la Spitalul Județean de Urgență din Deva, laboratorul de cardiologie intervențională. Echipe de medici de la Deva, alături de colegi de la Timișoara, efectuează acum proceduri pentru diagnostic precis, angioplastii și implanturi de stenturi. Sănătatea pe primul loc este obiectivul principal pe care Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, și l-a propus încă de la preluarea mandatului. Iar realizarea unei secții complexe de cardiologie face parte din dezvoltarea proiectelor pe sănătate. Numărul mare al procedurilor realizate cu succes prin cardiologia intervențională arată că proiectul se îndreaptă spre atingerea scopului propus, salvarea de vieți. Numărul pacienților care ar fi fost nevoiți să străbată sute de kilometri pentru a beneficia de diagnostice, angioplastii și implanturi de stenturi, dar care acum pot face aceste lucruri și la secția de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență din Deva, este în creștere. Și asta datorită echipelor medicale, dar și a aparaturii moderne. Sunt extraordinar de importante. E o modalitate de a salva vieți. Bolile cardiovasculare sunt cele mai frecvente, sunt cea mai frecventă patologie și cardiologia invazivă îți oferă o serie de soluții. Deci poți să revascularizezi pacienții, poți prin o tehnică minim invazivă să rezolvi mari probleme care înainte erau rezolvate prin chirurgie cardiovasculară, prin bypass-uri aortocoronariene. De ce nu se pot face aceste intervenții în toate spitalele? Sunt destul de scumpe, aparatura este scumpă și există foarte puțini medici care au pregătirea necesară să desfășoare genul acesta de activitate. Practicarea profesiunii medicale înseamnă progres. Noi, specialitatea noastră a progresat în această direcție și noi am considerat că este necesar ca și noi, ca medici, ca personal medical, să mergem în aceeași direcție către cardiologia intervențională. În acest moment, cardiologia nu mai este o ramură internistică. Partea cea mai mare de probleme se rezolvă în acest mod intervențional. Ce vă spun pacienții când află că, iată, acum și la Deva pot face aceste intervenții, cei care știau că trebuie să plece în alte locuri? Acest plecat în alte locuri comportă o anxietate suplimentară. Să știți, acest drum pentru pacient până într-o clinică, contactul cu clinica, modul că acolo lucrurile sunt de obicei destul de greu de accesat, pentru că sunt foarte mulți pacienți în aceste centre de cardiologie intervenționale, sunt prea puține centre în România, de fapt, și atunci există o supra-solicitare. Asta creează o anxietate suplimentară a pacientului. Faptul că noi reușim aici am reușit să deblocăm această activitate și să o facem funcțională, reprezintă și un fel de liniștire pentru toată lumea. Este vorba de accesul la serviciile medicale, pentru că mulți pacienți se sperie, adică ei în principiu ar dori să facă aceste proceduri, dar le este teamă de drumul până într-o clinică universitară. Faptul că aceste proceduri au devenit accesibile și pentru populația din județ este un lucru extraordinar. Patologia care, din păcate, se tot agravează și greu este pentru că nu sunt destule centre în România și nu destul medici care să se pregătească. Este o secție extrem de grea, mai ales în infarctul miocardic și alte probleme de inimă, dar văd că lucrurile încep să miște în România. Mai mult decât atât, un nou caz, o nouă premieră. O nouă zi, suntem la a patra zi de lucru în laboratorul de cardiologie intervențională a spitalului în care lucrăm. Am întrunit echipele de la Timișoara și de la Deva într-o atmosferă de lucru foarte bună și cu o colaborare excelentă și suntem la al 27-lea pacient. Din punct de vedere acestui pacient, el este o premieră, este pentru prima dată când se face cateterismul cordului drept la Deva pentru măsurarea presiunilor și stabilirea unor parametri de funcționare în cordul drept. Cât de dificile sunt aceste intervenții? Unele sunt dificile, altele mai simple. Avem și
procedurile de diagnostic, care sunt relativ mai simple, avem și procedurile de stentare, care sunt și de dilatare, care sunt mai complicate. Nu este nicio diferență în ceea ce privește dificultatea procedurilor dintr-o clinică universitară și ceea ce se întâmplă la DEVA. Pentru că pacientul este același, orică este rezolvat la Cluj, orică este rezolvat la DEVA în acest moment. Doctorul Milovan Slovenski de la Spitalul Municipal Timișoara este bucuros să lucreze alături de cardiologii de la Spitalul Județean din DEVA, pentru că nu doar echipa de medici l-a impresionat, ci și investițiile pe care Consiliul Județean Hunedoara le-a făcut aici. De asemenea, și medicii tineri se declară mulțumiți de cum progresează, cum arată și cum este dotată secția de cardiologie din DEVA în care își desfășoară activitatea. E o echipă de medici excepțională, care îmi provoacă plăcere să lucrez cu ei. Sunt medici tineri care sunt în pregătire, fac cursul de cardiologie invazivă și este doamna doctor Patricia Blaj, care este deja cardiolog invaziv. Totul este la superlativ. Este bine gândită, bine executată, foarte frumoasă, foarte confortabilă, ergonomică. Da. Deci dacă aș putea să mă teleportez în fiecare zi, aș veni și aș lucra la DEVA, fără ezitare. Oamenii spun că este un lucru foarte bun faptul că acum se pot trata și în județul lor. E un lucru foarte bun ăsta. Evităm deplasări lungi, costisitoare și e un lucru bun, finalmente. Vă bucurați că și medicii de aici pot face acest lucru, pentru că nu orice medic poate monta aceste stenturi. Da, bineînțeles. Se pare că avem și noi specialiștii noștri care pot să facă asta. Vă mândriți cu ei? Da, bineînțeles. Este bine că și în orașul nostru s-a înființat așa ceva. Ce vreți să vă mai spun? Este un lucru foarte bun. Iată că medicii de veni pot face și ei aceste intervenții. Da, este adevărat. Sunt medici de înaltă calitate. Și săptămâna aceasta, alți pacienți au primit o nouă șansă la viață. S-au efectuat 10 coronografii, 5 diagnostice și 5 angioplastii, precum și 10 implanturi de stent.